Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Veți să facem o intervenție fă Cae? Caelte? Da. Putem încerca. Crește punctul de amendă. Cae înghețat de pe vremea lui Dagnea. Se face mai mai? Mai mai puțin. Deci punctul de amendă care a înghețat încă de pe vremea lui Dragnea. Asta am înțeles. De către Dragnea crește la 145 de lei și el ar trebui, potrivit legii în vigoare, să fie 10% din salariul minim brut. Așa. El a rămas așa de pe vremea când era salariul minim brut, 1450 de lei acum 6 ani, acum salariul minim e 3300 de lei. Și crește la 330? Nu. Salariul a crescut din pixul prim-ministrilor, pur și simplu ca să mai crească încasările la stat. Dă-i în el. Dă-i să fie. Da, ca la păcănele, cum e. Și a trei, deci să fie 330 de lei punctul de amendă, nu este, ca să nu se supere contravenienții din trafic. Că pe cineva, adică pe cine protejează? Știi? În sfârșit, acum crește, se schimbă și referința, o să fie 5% din salariul minim brut, deci 165 de lei. Deci, rupere. Pentru că, da, sigur, creștem taxele și impozitele și birurile, dar nu care cumva să descurajăm bizonii din trafic. Că dacă se întâmplă să fie bizon tras pe dreapta tocmai din Parlament, sau din structuri care mă înțelege, adică de ce să-i sancționăm mai rău pe bizoni când bizonii sunt aia care poartă legitimații, știi, de parcare Senat, MAI, știi? Păi, oricum, în principiu, nu e... Sau persoane cu dizabilități și parchează aiurea. Lăsăm la o parte. Eu chiar nu cred că ăsta este... Viitorul. Nu. Viitorul nu e sigur. Nu cred că de asta se întâmplă... Nu cred că de asta e înghețat punctul de amendă. Dar de cred ce? Că pur și simplu cineva nu se gândește. Sau... Nu se gândește nimeni. De ce să aplicăm legea? Nici din punct de vedere electoral. Adică tu chiar crezi că dacă s-ar mări, după ce se va fi mărit, poți să se mărească până la urmă, nu? Crezi că lumea zic, mamă, nu mai votez în viața mea, PSD a mărit punctul de amendă. Adică... Păi, dar nu, în primul rând, că cred că îi deranjează, asta e părerea mea. Cred că număresc ca nu care cumva să aibă ei înșiși probleme. Ei înșiși că... nu plătesc amenziile. Nu știi dacă nu plătesc amenziile. Se mai găsește cât un polițist scrofulos la datorie, care te trage pe dreapta, că te-a filmat ca radarul nu știu ce. Da. Câte amenzi poți să iei ca să ții jos ca să te facă de râs un sistem întreg? Că te dă la televizor, te nu știu ce, te... Dar de ce să plătesc? Păi eu dacă sunt șmecher nu plătesc nimic, cum adică, știi? De-astea. Da. Da. Altfel, între timp, pe A3, undeva între Câmpia Turzii-Nădășel, un tânăr de 19 ani a fost măsurat de radar cu 238 de km pe oră. Ce, nu mai am voie să vorbesc. 238 de km pe oră, nu mai am timp. Nu mai e timp. Tu știi cât e distanța de frânare la 238 de km pe oră? Lasă-mă un pic. 523 de metri. Da, că am calculat jumătate eu. Jumătate de kilometru. 523 de metri distanța de frânare. Ce a pățit acest domn? 4.785 de lei amendă, adică jumătate în 15 zile și permis suspendat pe 8 luni. Asta este. Deci, de ce e științifică? Da, e științifică. Deci dacă frânezi la 238, mai mergi jumătate de kilometru? Da. Din momentul în care se face semn să frânezi, ai un timp de reacție de puțin mai mic de o secundă și după aceea frânarea propriu-zisă se duce în jumătate de kilometru, prietene. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.